Bună leu și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 31 iulie 6 august. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia leu, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu previziunile, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii la partea bonus. Apasă butonul alătură te și acolo ai toate informațiile necesare. Tot acolo analizăm fiecare zi în parte foarte amănunțit și clarificăm și cărțile. Dar... Dragilei, prima parte a săptămânii vine cu niște schimbări destul de mari pentru voi. Da? Vedeți că sunt chestiuni legate de relațiile cu ceilalți. Se activează o axa relațiilor. Da? Luna plină e pe casa, mă rog, luna e pe casa a șaptea, soarele în zodia ta pe casa a întâi. Și știi cum? E un moment de resetare pentru tine. E un moment de vindecare este un moment în care ți se cere să-ți mai faci o oarecare curățenie în relațiile tale. Și acum, pentru unii lei, se poate finaliza un proiect, o colaborare, se închide o relație. Unii acum luați decizia și spuneți gata, mă căsătoresc sau gata, mă despart, depinde. În general, luna august să știți că vine cu așa ceva, iar data de 1 august este despre partea aceasta. Sunt niște chestiuni acolo pe care, atenție, vezi că tu le inițiezi. Tu le inițiezi și cu Venus acolo retrogradă, e un moment în care ți se cere clar să reanalizezi puțin care sunt plăcerile tale, cât valorezi tu, ce meriți cu adevărat lângă tine. Și uh, norocul pentru tine din toată povestea asta ține de bani sau ține de încrederea pe care tu o ai în tine. E foarte important acest lucru. Da? Uh. Apar destul de multe schimbări, da? o să discutăm și despre un ritual de luna asta plină, că e foarte importantă să petrecem într-o zi de turn, da? și chiar se întâmplă lucruri și chiar se pot elibera multe, multe situații. Acum, tot săptămâna asta vine pentru tine cu un moment foarte fain legat de cariera ta, legat de uh, bani, legat de o călătorie, ceva legat poate de o poveste de iubire pentru unii lei. Care, vedeți, voi acum ajunge la un nivel mai înalt. Poate chiar e un moment în care și voi luați atitudine și spuneți, gata, uite, vreau să fac asta, vreau să fac cealaltă. Un moment foarte bun, aș spune eu, de schimbări. Da? De schimbări. Um. Și, bineînțeles, că săptămâna asta vei avea tot felul de negocieri, tot felul de discuții. Um. Pot apărea și niște cheltuieli pentru unii lei, atenție, da, poate să apară și așa ceva, uh, însă indiferent ce se întâmplă, este important să pui în practică, este important să acționezi, să spui lucrurilor pe, uh, pe nume și asta e absolut fantastic pentru tine. Finalul de săptămână este ceva mai liniștit pentru tine și lucrurile se mai clarifică și cu siguranță, da, vei reuși să... Să te simți mult mai bine spre final de săptămână. Deci, reușești să rezolvi multe, multe lucruri, însă, repet, luna asta plină, ție chiar, îți poate da o resetare și te poate vindeca. E ca și cum elimini din viața ta acele personaje. Da? Fie că discutăm despre parteneri, relații personale, clienți, relațiile cu ceilalți, sau ai tu acolo niște persoane care știi sigur că nu te suportă, nici tu nu-i suport, dar tot îi ții acolo doar de dragul de asta. Și poate acum e momentul de de eliberare pentru tine. Da, vezi că nu e o lună plină, chiar atât de ușoară da, pentru toată lumea, dar în mod special pentru tine, da, pentru că da, ești implicat în poveste și unii le posibil să spuneți că uite, eu valorez atât știu cine sunt sunt pe picioarele mele, dar pentru ce să mai stau eu la locul ăsta de muncă unde nu mă simt bine, de ce să. Mai stau în relația asta dacă nu mă simt bine, iar unii știu eu dacă ați început un proces fizic, da, un proces sau poate ceva legat de uh, o relație, poate să fie vorba și despre niște chestiuni um, care țin de clienți, nu știu, să zic că de o perioadă îți vin numai anumiți clienți, da, la tine. ei Și acum, uite, se închide perioada asta, poate să fie și așa ceva și finalizarea unui proces, da, rezolvi ceva legat de niște acte. Bun, hai să vedem, dragi lei, și arhanghelii ce transmit, ce trebuie voi să știți pentru această săptămână. 31 iulie, 6 august, o săptămână cu schimbări, să știți. Uh, o săptămână în care, știi cum, se schimbă așa modul în care acționezi, cam treci de la practică la, la teorie. Adică încep să conștientizezi multe lucruri săptămâna asta din chestiunile care ți se întâmplă. Și au ieșit doi arhangeli pentru tine, foarte frumos, foarte plăcuți și avem triumful spiritual. Deci, dragile, lei, reușiți să rezolvați ceva săptămâna asta extraordinar de benefic pentru voi. Numerele importante, 3, 6, 33, deci este un număr frumos, este un număr mare, este vorba despre o cunoaștere foarte puternică și culorile importante sunt albastru, deci comunicarea, vezi că este foarte importantă pentru tine, avem culoarea auriu, iarăși aici, iar arhanghelul Racuel este cel care îți transmite un mesaj, Veghezi asupra celor care sunt în mod necesar încercați de Dumnezeu prin intermediul anumitor teste spirituale. Sunt alături de toți cei care îmi cer ajutorul în momentele de cumpănă. Cu alte cuvinte, săptămâna asta tu vei trece un test, vei trece printr-o situație din care vei ieși extraordinar de bine. Se rezolvă ceva din punct de vedere oficial pentru unii lei. Și mai avem un mesaj din partea arhanghelului Gabriel. Aici e numărul 1, deci poate e un moment, da, să te alegi pe tine, sau este un moment în care ți se cere să mergi într-o altă direcție, ceva a ajuns la un apogeu, ceva a ajuns la un final. Culorile importante: portocaliu, maro, lila albastru din nou. Și văd aici o persoană cu părul mai deschis la culoare, cu ochii mai deschiși la culoare. Poate să fie vorba despre un bărbat, atenție, care te poate ajuta foarte mult. Și mai văd și o femeie pentru unii. Multă sinceritate văd aici, o discuție sinceră, că da, vărsătorul e și cu sinceritate. Hai să vedem ce spune Arhanghelul. Ești alesul și protejatul meu. Ai atins o mare puritate interioară și eu te ajut să îți revelezi adevărul ultim dumnezeesc în propria ființă. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Dragi lei, e nevoie săptămâna asta să, să dați dovadă de curaj, să aveți curaj, să fiți buni atât cu voi cât și cu ceilalți. Simt aici că veți crește, veți înflori, fie prin persoanele din jurul vostru vă dați seama că și alea sunt importante. Dacă te fac să crești, să înflorești, că faci un schimb de energie, totuși. E important și acest aspect. Hai să vedem și tarotul ce transmite, dragilei, care sunt mesajele pentru voi în această săptămână, 31 iulie 6 august. Spun. ce spune tarotul, pentru că da, așa cum spuneam, luna plină activează o axa relațiilor și avem patru de spade lumea, regele de monede, șase de spade, șase de cupe bun dragi lei ce faceți aici doi de cupe foarte frumos, bun, marea preoteasă. O relație secretă fi niște informații privind un contract, privind o relație, o relație de prietenie, o relație de iubire, dar pentru unii le simt aici un flirt, o chestie. Da? Faceți niște activități da, împreună cu partenerul de care știți numai voi. Nu știu. Patru de spade, uite, o vacanță, o petrecere, dar văd și o pauză într-o relație, dar nu e ceva negativ. Da? Ai de luat o hotărâre, atât tu cât și persoana de lângă tine tot patru de spade, să știi că vine cu un moment în care uh, reușești să clarifici o situație. Regele de monede, la baza manifestărilor tale, deci văd aici o conexiune pentru unii cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, ești foarte sigur pe tine, te axezi foarte mult pe partea practică a lucrurilor și poate să fie o săptămână în care te gândești serios să iei niște decizii foarte mature pentru tine. Da? Este o perioadă de succes, este o perioadă de siguranță financiară, dar simt eu aici să-ți transmit că ai o mai mare încredere în tine săptămâna asta. 6 de monede în inima ta, uite un cadou pe care îl oferi cuiva sau un cadou pe care îl primești, uite la mulți ani, dacă e ziua ta de naștere, tot da, în acest context, vezi că e un moment foarte bun pentru tine uh, știu eu, să primești niște bani sau să Echilibrezi o situație financiară. Da. Luna, în mintea ta, este singura arcană majoră din citire, și ea îți vorbește despre o legătură cu zodia rac sau cu zodia pești, însă, vezi că ai foarte multă intuiție săptămâna asta. Ascultă-ți intuiția, pentru că mintea ta va fi puțin întunecată sau poate e deja puțin întunecată privind. Uh, o relație veche, o relație veche de iubire, de prietenie, un coleg de muncă pe care nu l-am mai văzut de mult timp sau e ceva legat de o persoană mai tânără? Șase de spade avem aici, uite, cineva iese dintr-o perioadă dificilă sau cineva pleacă, cineva face un drum aici cu șase de spade, asta se vede clar, și apoi avem trei de băte. O deblocare, o bucurie, o perioadă de abundență, văd da aici oportunități. Ai o discuție aici din punct de vedere personal sau faci un drum împreună cu cineva, îți vine cineva în vizită, mergi tu împreună cu o persoană undeva anume. Are loc o primă de blocare legată de casă, de familie, viața privată, iubire, prieteni. Și apoi avem ultima carte, șase de cupe pentru tine, care vorbește despre un copil, despre o legătură cu un suflet pereche, adică este o persoană cu care tu rezonezi foarte bine. Tot șase de cupe aici poate să însemne și o legătură cu cineva da, care este mai sensibil din fire. Și să știi că are gânduri de pace, de liniște aici, adică e o persoană bună aici în jurul tău, dar simte energii tinere sau simt, simt, persoane noi pe care le cunoști. Poate te gândești, așa cum am spus, să te eliberezi puțin, poate chiar de trecut, pentru că asta e intens aici. Și văd o femeie care ar putea avea un rol important în, în, viața ta, însă cărțile tot îți recomandă să-ți asculti intuiția. Vezi cu Saturn acolo, ascultă-ți intuiția care e sfântă, perioada asta câțiva ani, da, chiar și acum. Dragile ei, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Dacă ai rezonat cu mesajele și dorești o analiză cu mai multe detalii, acolo unde analizăm fiecare zi, acolo unde dăm ritualul pentru luna plină, acolo unde clarificăm toate cărțile, jumătate de oră de filmare, deci aveți din plin material și aveți acces și la previziunile bonus pentru fiecare săptămână și pentru luna august acolo am analizat fiecare zi în parte, fiecare zi în parte, fiecare eveniment, mai bine spus, care se petrece. Vă zic și zile bune și zile mai puțin bune, așa că, dragii vă doresc să aveți parte de o săptămână cât mai frumoasă, cu eliberări și nu uitați, ascultați-vă intuiția, pentru că triumful, norocul este alături de voi. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase, îți mulțumesc pentru că te ai abonat acestui canal. Este o funcție gratuită pentru toți și total diferită de funcția alăturate. Te, te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.